toate ca toate, mi-a dat Dumnezeu o grămadă de noroc, mi-a dat banda după ce... Ma, aoleu, suspensie! Băi, ușor mă, că asta-i de coleg! Bă, îmi pui înapoi? Zi, mă, îmi pui ușa înapoi? Cap. Mă bag să dorm. Tataie! Aoleu, tataie la KFC! Bine v-am regăsit, guys, la un episod din Mariusel. De această dată am revenit după tot scandalul care a fost data trecută cu Bibi, cu Daria, cu toți nebunii, că Bibi a fugit într-un fel nervoasă. După aceea Zumi aproape a murit în episodul anterior. Dacă nu l-ați văzut, să vă duceți neapărat să îl vedeți. Astăzi trebuie să vedem cum o găsim pe Bibi, cum rezolvăm situația cu Bibi. Și din câte am văzut și mi-a șerut foarte mult, ați vrea să ne luăm o mașină. Vreți să ne luăm o mașină? Veniți pe acolo pe chat, repede, repede, jur, dacă vreți să ne luăm o mașină. Și înainte să începem, am câteva chestii de anunțat. Săptămâna asta o să apar un vlog super mișto cu Miruna. Să stați Jeana pe canal, să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificare când apare, pentru că e destul de mișto vlogul, să râdeți și o să fie destul de Caterinca, că nu știți că nu fac eu vloguri des. Și o să vedeți de ce e mișto atunci. Mai am o surpriză pentru voi. O să vă arăt niște secvențe din partea a doua din vizitarea personajelor din Mariusel în viața reală, ok? Adică practic a fost destul de mic vlogul ca să pot să-l pun pe YouTube și puține personaje și toate astea, așa că vă pun câteva secvențe, este scurt, nu este nimic complicat. O să vă pun niște secvențe din vlogul cu Zumi. Vreți să o vedeți cum arată Zumi în viața reală? Ia spuneți-mi acolo dacă vreți să o vedeți. Ne-am filmat așa unul pe altul, ne-am pus acolo întrebări, am făcut un mic Q&A, ia spuneți-mi acolo dacă vreți. Vă dau să vă uitați, ia ziceți. Da, 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 bine mă, ce-a dat ducea, haideți că-i dăm drumul. 3, 2, 1 și... Bine v-am regăsit, guys, la un nou vlog. Astăzi o să facem partea a doua din vizităm personajele din Mariusel în viața reală. Astăzi ne vizitează Zumi, care a venit tocmai din Iași ca să participe la acest vlog, așa că vreau să dați acolo neapărat pe butonul de like, pentru că e insane ce a făcut Zumi. Și haideți să dăm drumul la vlog. Eu trebuie să mă pun în mișcare, de data asta sunt cu Matizu, nu mai sunt cu Skoda-ul. Du-te înapoi. Acolo. Uite-mă în față. Am ajuns în orășul copilor într-un final, iar acum o să începem să-i punem întrebări lui Zumi, exact la fel, aceleași întrebări și poate câteva în plus, pentru că mi-a spus câteva întrebări acolo în comentarii, curiozități pe care le aveți voi pentru Zumi. Am adus-o aici în București, tocmai din Iași vine, guys, deci trebuie neapărat să dați acolo pe butonul de like și să dați un follow pe Instagram, Amelis5, nu? Da, da. Dați acolo un follow și fii antenă, am câteva întrebări pentru tine. De cât timp te joci tu 5M, ia spune nou? Cred că de vreo 6 luni, cam așa. Bă, tu ești așa, ești la început cu 5M-ul relativ. Da, da, da. Nu ești de mult. Păi toți ceilalți care i-am întrebat erau de ani, ani, adică gen vreo 2 ani mini, cred că erau majoritatea. Și ori așa pe 5M cam câte crezi că ai? 700 și ceva de ore. Deci... Ba nu, deci 700 pe un server și 3000 pe... 3000? Da, 3000, cică. Asta-mi zice. Mamă, bine, bine, rău. Și câți ani ai, spune la lume aici? Am 17 ani. 17? Când faci 18? Pe 12 ianuarie. Nu mai ai neapărat mult, chiar nu mai ai mult și faci și 18. Da. Și acum o întrebare în plus, tu cu ce te ocupi? Mă ocup ca și un job așa, mai mult hobby sau chiar cheam un job, ca și model. Și... Băi, eu am spus, guys, nu minte în roleplay, nu minte în roleplay ce făceam în roleplay acolo cu modelul, cu toate astea, v-am spus că așa e și în viața reală. Și ce să mai zic, eu sper să merg și eu pe la Iași, sincer să vă spun, în curând, poate vara viitoare, ceva de genul, să dau și eu pe la Iași, pentru că, sincer, sunt curios și eu cum e Iașiul, chiar vreau să-l văd. Și poate mă întâlnesc și cu abonați pe acolo, vreau să văd și Republica Moldova, pentru că știu că am și urmăritori de acolo destul de mulți din Republica Moldova și vreau să văd și Iașiul. Acum, ce să mai zic, cred că mai bine ne plimbăm pe aici prin orășel și ne dăm și noi prin niște nebunii, prin mașinuțe, prin toate nebunile. Cum îți sună? Sună bine? Da. Uite, mașinuțe. Mergem în astea? Un chestie pe care am omis-o este că, bă, e destul de înaltă Zumi. Chiar am văzut prin poze că e înaltă, dar... Mă așteptam,
Chiar e nasă, da. Dar bună. Bună, tata. Pe tine te știu. Ia uitați cu cine ne-am întâlnit aici, cu domnul Xavier. Arsenie Boca. Ia uitați cu cine ne-am întâlnit aici, cu mama, dar și cu tata Luis. Stați aici război față în față. Nu că de data asta n-are cuțitul la ea. Să-mi spuneți dacă v-a plăcut, că am încercat să fac ceva mai special, să vedeți și pe Zoom-i cum arată în viața reală. A venit tocmai de la Iași, așa că sper că apreciați și voi acolo cu un like, ca să fie treaba bună. Și haideți să-i dăm drumul la acțiune, să nu mai stăm la discuții. Vedem și noi care mamă. Stesta lui Bezea. Băi, trebuie să mă duc să-mi scot și o solența aia mea. Mașină nouă? Acum, alta când? Știam că ziceți treaba asta, guys. Știam că ziceți treaba asta. Așa că astăzi mergeți să ne luăm o mașină nouă? Vreți să ne luăm astăzi o mașină nouă? Zic că vreți asta. Așa că astăzi o să mergeți și o să ne luăm o mașină nouă. What the fuck, frate, fum? Ok, aia a fost așa ceva de final, de cireaș de tort, nu știu ce a fost aia. O să mergem să luăm și o mașină nouă, guys, dar cred că mergem. Dar mai înțeles să stăm și noi care-i treaba prin casă pe aici. Ah, neața. Bine dimineața. Ce faci? Bine, tu ce faci? Ești îmbrăcat așa formal un pic, nu știu. Ești... Nu știu, mi-era foarte frig și mi-am pus ceva mai... Mai zici că ești o spătăriță așa un pic. Da, a, uite-și pe Beza. Ce faci, mă? Ce vrei? Ce, mă, de ce ești supărat? Da, ce ai făcut tu? Eu m-am dus până afară să iau niște aer în parc și m-am dus să-mi scot mașina. Tu care-i treaba? De ce ești așa bun suflet? Ce ai făcut tu? Știi tu ce ai făcut? Ha? Faza cu aia pe panton cu... Ah, păi da, erai de față, știi și tu toată faza, ce ai da, făcut? Da, bine. Vrei să mă ajut să recuperez pe Bibi? Nu. Nu? Da. Cum nu, mă? Alo? Ba da, mă. Vrei să mă ajuți? Da. Pe bune? Da. E bine atunci. Nu, mă, nu. Bă, mă, e la mișto? Nu. Ce ai cu aia mâna ta? Dacă dau acum drumul, ia foc toată casa. Păi da, nu-i da drumul. Că nu-i casa mea, e casa lui Zumi. Și Zumi, uite, Zumi, vezi că vrea să-ți dea foc la casă. Ce faci tu? Vrea să-ți dea foc la casă. Neața. Cu ce vrei să dai tu foc? Dar nu-mi dau foc. Bag-o înapoi în buzunar. Ce faci cu ea? Ia stinge-o. Bag-o în buzunar așa în încinsă. Aseară... ai mai găsit-o pe Bibi sau nu? E complicat ce s-a întâmplat aseară, adică m-am dus, am dat peste un bar ciudat și într-un final a mi-a răspuns și după aceea, nu știu, e ciudat rău de tot. Nu prea mai am dat de ea, dar o să încerc să dau de ea, nu știu. Aha. Păi mergem cu împreună, nu? Cum? Mergem cu toți să o căutăm, nu? O să mergem să căutăm ce să facem, n-avem ce face. Bă, da, te-ai mai auzit vreo informație de la tata? Unde a dispărut? Că întrebarea mea e pe bune. Unde e? Apar, n-am, tata e tata. Nu știu nimica despre el. Păi, dar dispare așa, nu zice nimica? Jos Ghiozdanu, mamă, tata mea Jos Ghiozdanu? Da. Ne pune Jos Ghiozdanu, dar trebuie să mergem la un magazin ca să ne dăm Jos Ghiozdanu. Sună-l, ia vezi, sună, vezi dacă dai de el. Sau, da, sună tu, că nu cred că l-am în contact. Sună, că mi-a schimbat cartela. Ia să vedem. Vrei să ne dăm Jos Ghiozdanu? Mergem să-l schimbăm de la... Mamă, dar e complicată treaba. Dacă am numărul... Mi-am schimbat... Nu, da, l-am. Mi-am schimbat telefonul și... eu, nu l-am. Aoleu. Suntem forți atunci, ce să mai zic, nu mai zic. Da. Suntem forți mondială. Am rămas fără tată, gata, nu-i problemă. Hai. Poate prin oraș cu toate. Nu știu. Își caută nevastă, habar n-am. Își caută nevasta, cred că de nu știu câte luni ești de bun. În căutarea nevastă. Ok, nu mai, în căutarea neveste, dar hai. Hai deci să mergem. Mergem să o căutăm? Da, vreau să mă schimb înainte, hai. Păi vreau și eu să mă schimb, dar nu am haine. Merge să luăm haine dacă vrei, nu? Ce?
Ce te încordezi la mine? Hai cu mine, hai. Nu e așa că mergem împreună la mall? Hai la mall, mergem? Eu cred că vă las să vă duceți voi la mall. Mergem la mall? Îmi iei? Care-i bugetul? Mare. Care-i bugetul? Mare. Mare? Da. Deci pot să-mi iau și o rochie din dantelă? Da. Cu șosete de alea faine? Da. Și cu papuci de la Versace? Orice. Ce, bă? Ce? Mi-e și mie un mecuișor? Nu. Puteam să îți jur. Îți cumpăr eu o Mac puișor dacă vrei. Mai e mai bună la de viță. Doamne iartă-mă, cu... Doamne iartă-mă, mai zic nimic, nu mai zic nimic, lasă așa. Hai afară. Să-mi iau... Să-mi iau pantaloni, că am foarte multe rochii și nu prea am pantaloni. Și să-mi iau oarecumva de ăștia mai retro sau să fie tip blug? Blug. Ok. Mă speriați, sincer, vă zic. Dar vă unde... Da. Mai zic nimică. Păi vezi că am mulți bani, nu vrei să... Bezea? Auzi, ai niște bani? Am. Să-mi dai să iau o mașină nouă? Că îți dau eu dacă vrei. Ai tu bani? Am vreo 150 de mii. Nu știu ce să zic. E un milion. Un milion? Nu se spune. Da. Da. Nu mi-l dai? Nu. Haide mă, că nu cheltuiesc mult din ei. Iau cu un împrumut la Provident și îți dau înapoi. Cât? Dă-mi și mie un milion. Nu? Ce te uiți așa în gură la mine? Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu te uita așa ori la mine. Ai faliment? Păi da, vreau să-mi iau și o mașină. Am auzit că sunt cu milioanele aici. Nu. Ok, ai fost destul de direct. Scuză-mă. Mie mi-este fric, mă duc în mașină. Nu știu, du-te tu cu ea, poate fac eu răzdă niște bani. Mă duc să mă înscriu și eu, du-te cu ea. Hai, aveți grijă ce faceți. Un mesaj nou. De la Bibi? Că ați auzit și voi. What? Mi-am cumpărat un ifrune și nu știu să-l folosesc. Ce-s cu reclamele astea? Ar trebui să răspund la așa ceva? Păi primezi virus dacă răspund la așa ceva, e nebun? Hai la asta să ne schimbăm cu Ghezanu. Dă-i. E numărul ăla? Alo? Alo. Wow, ce faci? Ușor. Auzi? Da. Mi-am luat un iPhone de ăsta și nu știu să-l folosesc. iPhone sau iPhone? Dă la cu măr pe spate, nu știu ce dracu. Mușcat sau nemușcat? E un pic mușcat. Ăla e... Dar de ce au mușcat din el? Ata s-a putut. Zim, care-i treaba? Tu unde naiba ești? N-au avut bani pentru tot mărul? Bă, lasă mărul tău și spune-mi unde ești, că ai dispărut atâtea zile și nu mi-ai spus nimic. Păi am fost să aduc pe cineva în oraș aici. Pe cine? M-a bătut tata la cap și va trebui să-l aduc și pe el, că e dor de tine. Ia auzi, tataie? Stai puțin, tataie? Nu mă, tata mă, nu. Nu tataie, tata. Ah, ok. Tata. Logi, dracu, că tactul mare, dacă ai tata, cine vrei să fie? Păi mătușa, da, Tamara? Eu știam că era în spital, oare și-o fi, că ultima dată când, mamă, ce... Acum dă niște târcoale cu o Dacia, pe aici mi-e frică că e nasoală treaba. Vii să ne ieși pe noi? De că unde? Că mi-e frică să merg cu el. De la aeroport? Nu la aeroport, la acolo... Unde aterizează elicopterele și... What? Știi? Aterizează elicopterele? Păi ăla nu e aeroport? Da mă, ăla cu avioane, cum se numește? Bă, tot măina mișto, eu chiar credeam că mă trimis în altă parte. La aeroportul internațional... Nu e aeroport, mă, e airplane. Așa se numește mai nou. Bă, tata, tu ai băgat ceva? English, zici sincer, dacă tata. Ai băgat ceva. Dacă ai băgat ceva, zi acum, dacă să știm o treabă. O Timișoreana la 2 jumate să vă arăt, frate. Ha, haide, vină o dată. Okay.
Nu mai zic nimica. Am aflat și unde e tatăl nostru aparent. Hai să-l luăm împreună cu tataie. Hai că vine tataie. Bă, ar trebui să o contactez pe Miruna și pe tataie celălalt. Și cu Petre, să vină și ei. Data viitoare să mai aduceți aminte să-i contactăm, guys. Ok. Data viitoare să mai aduceți aminte să-i contactăm pe ei doi, că o să avem nevoie. Și în curând, guys, peste câteva episoade se vor întâmpla niște chestii destul de importante. Peste câteva episoade. Nu neapărat pe următorul episod, pe celălalt. Probabil va fi ceva foarte important care o să se schimbe radical niște treburi și o surpriză și nu știu ce. Asta e așa un mic spoiler ca să vă dau, ok? Țineți minte. Mamă, ușor. Și o să fie episodul și pe YouTube. Live-ul, cred. Așa că stay tuned. Sus sau jos? Ai, pe sus. Jos Ghiozdanu. Am zis că jos Ghiozdanu. Bă, dar ce aveți, bă, cu Ghiozdanu meu? Pe bune acum. Ia gata cu jos Ghiozdanu, că... Las. A, eram acolo, dar trebuie să-l scos, dar am uitat acum. Nu mai duc să-l mai scot acum. Poate mai duc după ce las pe ăștia. Mașină nouă, mai bine spuneți mașină nouă. Dă-i. What the... Sunteți ok? Aoleu! Mă! Mamă, ce caută asta mai aici? Mă, oprește-mă, ce caută. What? Ce-ai păcat? Salut, ce Sal, bine. Bine ați venit și voi, ce pot să vă zic. Tu ce faci? Uite bine, tu. Ai venit din... De unde tata e să mor? Și că ați venit de la Polul Nord. Am venit de la Techier Girl, m-am dus să mă dau cu noroaie că m-am făcut infart, dacă mai ții minte. Ții minte ce... A, ai fost la... Deci ai fost la Techier Girl? Da, m-am dus la noroaie. De Techier Girl. Ai făcut reumatism, ăsta, ai făcut tratament pentru și reumatism. Și ești mai ok acum, cum te simți? Într-o cardio, dar... Mă simt mai bine. Binișor, a? Ia zi decent acolo, de la medie. De la baia rece. Mi-a intrat și o țeavă din aia, mă, țeavă, nu, mi-a intrat, nu știu cum e ce. Mi-a intrat alge din alea la cur și mamă. Ia ușor, mă, tataie. Ce, mă? Mi-a fost, mă, dor de tine. Nu ți-a fost ba, dor. Ba, da, și pe tine te-am îmbrazit, dar trebuie să-l iau pe tataie, că pe tine te-am mai văzut, cu tine am venit aici doar. A, da? Da, și, mă, pă... Ce? Bă... Nu trebuia să știi asta. Bă! Ce? Ce? Bă, m-ai uitat acolo. Nenorocitul. Nu, te-am uitat nimeni. Nu. Am avut eu treabă cu el. Am venit decât eu cu el. Bine, dar mai venit. Mamă, dar ce... M-am dus acasă, am fost la țară, băi, și uite ce mi-am găsit costumația aia veche, că mă duceam eu la partide. Păi văd. Nu știu ce n-ai mai cu costumația asta de... Zici că ești polițist. Nu sunt polițist, sunt comunist. Trebuie să facem ceva cu Marisa. Ah. Să nu vezi că poartă aceleași haine non-stop, dracu. Mamă. Marisel, ce faci? Eu fac bine, ce-i cu... N-ai mai și tu alt tricou, că când am plecat tot cu tricou ăsta te-am lăsat. Ești sigur? Marisele, băi. Parcă băi, să ești... Nu m-ai lăsat cu ăsta, de ce minți? Eram cu ăla negru. Băi, Marisele, băi! Ah, da, mă, miros la... minte de la mine și de la tactul. Miros la fel și de aia, nu, da. Băi, mâncați-le. Dar ia tu un tricou și îl pun pe mine. Da-ți-mi și mie tricouri. Deci fii atent. Tu trebuie să strângi bani să te duci să te îmbrăci. Și de ce? Că mereu când te duci la femei, nu trebuie să stai mereu să puți. Dar nu put, că alo. Că niciodată nu o să te placă. Alo, eu nu put. Ce faci? De ce ești singur? Trebuie să-ți iei un parfumel. Unde ți-e odraz la... asta, iubită, amantă, ce e pentru tine? Bibi, unde e? Nu puteai să mă enervez mai mult, cred că. Deci, păi da, auzi, a fost un scandal. Tu ai venit pe Bibi aia și mai, du-te și mai te-și tu la femei. A fost ce un scandal împreună Bibi cu Daria. Care Daria? Daria ce este... Ce dracu ea? Dar... O știi? Opa. Cine e aia, mă?
Bă, nu știu, când era ăsta mic și boschetar, umbla cu o boschetară, dar... Care ăsta, eu? Nu știu dacă e vorba despre... Nu, tactul mare. Nu. Logic că tu, când te-am urmărit când erai mic, umblai cu o tipă, o femeie. Da, deci e bine, Daria aia a fost împreună cu Bezea și după... Ce? Da, a fost împreună... Îl omor. Ce? De ce? I-a făcut ceva lui Zumi? Bezea a fost împreună cu Daria. A, și Zumi știe? A fost, a fost un scandal imens, Zumi era să... Să ce? Hai zi. Să... Era să ce? Să se enerveze foarte rău încât să se simtă foarte să? Rău. Și... Da? Noroc că nu s-a întâmplat nimic, și că a fost totul în regulă. Și... Sigur? Da. Și dacă întreb și mă aminte ce să fac, te agăți în cuier? Oh, nu, Doamne. Doamne, Doamne. Te agăți în cuier dacă... dacă... A pățit ceva. Lasă-mă, fii atent, dacă a pățit ceva și ce faci, uite, ai ăla de, ai fierul ăla de car mașina. Ți-am zis să ai grijă de soarta și tu ce faci? Băi, ascultă-mă, tu zgâti, măti. Oh! Deci, fii atent. Vorbește, boss. Deci, fii atent. Știi când ligul ăla dacă ții rulota când te duci la mute, da? Da. Deci, fii atent. Luis, ce faci? Deci, iei frumos tricoul, îi dă tricou frumos și la găs de mașină și îl plimbi, îi face așa o tură frumos. Băi, ce faci? Alo. Așa, bravo. Bă, lasă-mă jos. Bă, lasă-mă jos. Hai să mergem. Nu. Păi merge cu mașina mea? În fără bagaj. Merge cu cealaltă mașină, că a fost mai mare. Asta e încăpătoarea. Mai am zis, e stricată ușile din Dacia. Păi e stricată ușile din spate. Păi și a mai tot Dacia. Tată, deschide Dacia. Dacia, deschide-te, gata. Hai că da. Lasă-mă jos. Bă, nu mă pune în port bagaj. Alo. Nu-mi port bagaj. Bă, tu mă auzi? Așa. Nu-mi port bagaj. Nu, nu-mi port bagaj. Alo. Închide, închide. Ia să vedem cum așa. Se aude din portbagaj. Nu se aude, că nu văd nimic. Stai așa că nu pornește. Lasă-mă din portbagaj. Hai să-l scoat. Hai și scoate-l. Doamne. Nu fii bolangiu. Stai bine acolo? Scoate-mă din portbagaj. Lasă-mă jos. Oh my god. Tataie, lasă-mă prin scoate. Hai, suite-i mașină. Nu, lasă-mă că trebuie să-mi pornesc motorul. Că asta are, e pe diesel și pornește greu. Păi și la tine este stricată asta în spate. Hai stai în față cu tataie ca să-ți mai dau cât un capac din când în când. Hai, treci în față. Păi știi unde stai, mă? Hai că închid portbagajul. Ia stai așa. Na, că a pornit! Păi da, nu? Modul sport, dă-i. Hai, ține mașină. Dă-i modul sport. Ce aia? Modul sport. Ce dracu e? Ia lasă-mă pe mine că vreau să încerc eu să conduc. Și te ia, te ia în brațe. Ia-te în brațe, băi. Așa. Pe cine să iau în brațe? Pe tataie. Mamă, mă iei în brațe, ce dracu ai, mă? Nu m-am mai luat de mult? Hai, ia-mă în brațe. Ia-mă în brațe, mă, așa. Aolo, ușor, dracu, să nu mă rupi. Așa. Pune-l pe banchetă, Dani, spate. Hai, dă-i. Aia, am făcut, dă-i. Ce crezi că stau cu moșul în braț? Cu tata în braț. Ia, dracu, să fii că... Bă, vezi că merge bine. Dar ce soniță aia, dar sigur am lăsat-o bine acolo? Hai, las că merg oricum să-mi iau una nouă. Ai niște bani să-mi dai și mie? Da, da, am o grămadă. Știu că nu zici adevărat, că dacă aveam mulți bani... Nu mă, am o grămadă bani, mi-a dat Dumnezeu. Doar că i-am lăsat în celălalt oraș, ghinion. Ai că da. Ți-a dat Dumnezeu să ai mult noroc în viață ca să ai bani, dar i-ai lăsat în celălalt oraș și nu i-ai lăsat aici? Toate ca toate, mi-a dat Dumnezeu o grămadă de noroc, mi-a dat bani, dar după ce... Ma... Aoleu, suspensie! Păi ușor mă, că asta e de colecție, mai ultima din 2004. Ce mă? 2004? Nu cred. What? Ultima Dacia de, produsă de Dacia Automobile S.A. de la Miovena a fost produsă în 2004, ultima Dacia. Nu știam asta. Da, e ultimul, ăsta, ultima mașină de fițe. Păi și unde mergem? Dacia 1310. A? Unde mergem? Păi nu știu, tu să-mi spui. Păi, vă las acasă? Eu trebuie să mă duc să caut pe Bibi cumva. Eu merg cu tine. Mamă, tata. Mamă, cu palpitații.
Mamă, dar stai dracu, cum dracu m-ai pus auzi, aici? Mamă, lăsăm pe toată acasă. Lăsăm acasă? Cu oasile astea că mă dor și alii. Vorbește prea mult. Sau îl las undeva să... Vrei să mănânci ceva sau... Te duc să mănânci ceva la KFC? Mă acasă că mă doare și alii la da, cum da, da. Am pus. Da, da, da. Mamă, că te duc să mănânci la KFC. Nu ți-e foame, mă, tataie? Are pioare picante. Vrei sau nu? Nu merge. Ia dă-i mă un pumn, vezi, poate merge. Ce, ce să meargă? Ce să meargă, mă? Ai, ai, ai. Ia auzi. A venit tataie în oraș. A venit tataie în oraș. Sta ce zice? Mă jenește. Auzi, mă. Da, mă. Marisel, și cum ziceam, înainte să apar tu am avut noroc, o fată și o grămadă bani. După ce ai apărut tu mai am o fată și niciun ban. Hai, Târgu Jiu! Ia uzi, Târgu Jiu, haide! Ia uzi, Târgu Jiu! Hai aici la KFC, tataie, bagă! Așa-i te lor, Manelie! Dumnezeu, stai! Să ne faci! Oprește-mă, să nu mai merge vreo tuteara! Dă-i mă una, dă-i un capac! Bă, putu-ți mori, man! Așa, gata, l-am rezolvat. Gata, m-am mers. Dă-mă mă jos. Dă-mă mă jos, că mor aici. Hai, bagă o aripioară aici și noi ne ducem... Ce vanze, vrei să mănânc? Dacă e vreo problemă, mă suni. Ia suni. Și mie un smart bucket de ăla la pachet, un, o găleată de-asta. Ce o cisternă. O cisternă de-asta de aripier. Și pentru Marisel, dacă poți niște... Thank you, de donații. File bytes, că el, dacă îi dau un copănel, deci vrei un chesmirt, chesmirt, că n-am înțeles. Da, de-la. Mirt, banchet, ce dracu e aia? Tă, sta mă, găleată de-asta după ușa. Găleată? La final de live, guys, sunt niște moderatori. Da, du-te. Așa că fiți se până la final, mai ales cei care aveți, sunteți în top aici la weekly ranking. Hai, sunu. Vezi dacă dai de. Poate îți dăm un hint pe unde e, nu știu, bar n-am. Ia uite, Mariusel. Dă-ți subscribe și clățopel. Și mișto se vede fundalul ăsta așa cu Dacia. Și cu afișul ăsta. What? Alo? Ce faci? Oh, Bezea. Da, mă, eu sunt cu tata lui, s-a venit în oraș într-un final. A venit și tata el, l-am lăsat la KFC, voi ce faceți? Păi, am fost cu zâmbina asta în brațe și am trenat acum. Ah, trebuie să caut cumva pe... Asta. Unde ești? Sunt... unde? Sunt în centru, fix în centrul centrului, sunt aici. Ok. Vin acum. Prin zona pe aici, mă găsești, sunt cu Dacia cu numere de old. Bine. A? Bine, acum vin. De ce râzi? Nu cred. Ce facem? Dai mă că mă bate aimerul ăsta. Dă-l mă încoace că să-i apelez eu. L-ai? Întrebă. Gata, m-am prins. Bravo. Vezi dacă răspunde. Bună. Ce faci? Am o întrebare pentru tine. E serios? Știi că ai zis că vrei să fii soția mea. Așa, vreau să discutăm ceva legat de treaba asta, unde ne vedem. Îmi trimiți? Bine, hai că vin singur. Hai, pa. Ce bă? Gata. What the fuck? Ce a fost asta? A zis că îmi trimite pe telefon. What? Cine-i bună femeia? Ziua. Bă, asta nu e... Bună! Nu e soară? Mai... Bună! Bă, nu e... E fica ta, da! Bună! O, te-ai îmbrăcat bine! Vă plac noile mele haine? M-ați îmbrăcat bine! Sunteți bine! Eram deja îmbrăcat! Ce sunteți? Faci? Salut! Bună, haine noi! Uite-ți placă, uite ce faci! Da, ești și tu mai învelită! Păi stai mă, și care-i treaba? Te vezi cu Bibi? Vorbind legat de că vă căsătoriți voi? Face ce? Ce? Nu știu, mă depăsește situația, el îți explică. Tată? Mai... Ia zi-mi. Care e problema? Ce de... Vrei să te duc la psihiatru? Vrei să te duc iarăși la psihiatru? Zi-mi. Vrei? Hello!
Aro. Arctic-matic. Uite, uite, îți dau ciocolata mea. Face semn dacă l-aude și să-i zice mână. Nope. Mom. S-a dus. Rip. I-a plecat. Vezi, mai prăs. Trebuie să-i luăm aparat auditiv. Și acum e mașina asta? Asta e a lui tataie sau a închiriat, nu știu exact care e treaba. A venit și tataie la KFC. De nu, costumul ăsta e mai scump decât mașina, e de bun. Și ce e tricoul de familie? M-auzi, mă? Da, mă. Bă, așa, doamne iartă-mă, vorbesc singur aici. Lasă, femeie, claxonul ăla în pace. Bine. Așa. Explică-mi care e treaba. Fii atent. Mi-a dat locația pe telefon unde se află. Păi și o să te duci tu să discuți tu cu ea? Păi eu trebuia să vorbesc ceva legat de treaba asta de mai ce? Demult. Cu căsătorii tu? Da. Ea chiar a luat-o în serios? De cred că da. Și tu ai luat-o în serios? Eu n-am luat-o, că nu, mie nu-mi place să o iau, că sunt bărbat. What? Dacă eram femeie, îmi plăcea să o iau, dar așa bărbat nu-mi place să o iau. What? Nu? Ce? Depinde în ce sens o iei. Nu prea păi, înțeleg ce zici. Dar el nu se prinde. Mamă, ce o iei de cap și o dai de masă. Nu știu ce să zic. Da, mă, mi-a dat locația, ce vrei mai mult de atât? Nu cred că ți-a dat-o încă, eu cred că mergem mai întâi să luăm o mașină. Păi ea mi-a dat locația, dar știi ce facem? Mă duc eu cu Dacia să vorbesc cu ea. Și mă ții la de curent? De fapt nu, că nu merg cu Dacia, nu. Ce mă, poftim? De ce? Eu nu merg cu Dacia. Deci costumul ăsta după tine bă, e mai scurit. Bă, dar timpul mii, deci cam fix păi, așa. Păi aia zic. Și ce tricou? Costumul ăsta a fost 3000 de euro, dar ce asta este 20 de mii. Și tricou de pe mine? A, tricou de pe tine când ți l-am cumpărat a fost la reducere, știi tu. 150. Fake. Ce e fake, mă, că nu e fake. Bă, lasă-o, mă, că am văzut când mi l-ai dat, că mirosea așa, are material așa frumos, are etichetă. Da, mă, am dat cu parfumul meu, bă, la scump, ca să par scump și el. Bă, da, eu cum miros bine? Că și mă dau cu parfum. Cum adică? Bă, eu trebuia să fac acțiunea asta, ce cu stai, mă, că m-a întrebat pe mine. Da, adică, bine, gata. Ce, mă? Bibi, am plecat. Cum miros bine? A plecat la Bibi, va pup. Da, mă, nu cu mașina mea. Dar el asta spune. Bă, ne ia mașina. Băi, bă, nu cu mașina. Băi, stai puțin, 2 secunde, please. Mă ți... Stai să discutăm, că nu înțeleg ce vrei să faci tu acolo, nu înțeleg. N-ai... Poți să-ți pun mașina? Așa, ia zi. Care-i treaba? De zi-mi cum miros. Ia? Păi n-ai zis, mă, să te întâlnești cu ea, să afli unde e. Am aflat locație, ce vrei mai mult, dar vrei detalii? Păi, nu vin cu tine? Păi, urcă sus. Și cu mașina? Urcă, mă, în dreapta odată. Ok, deci mă duc să văd cum arată mașina. Aha, deci eu nu cred că trebuie să înțeleg, nu? Salut! Doamne. Așa, hai să mergem la showroom. Doamne. El stă păi cu Dacia. Dă-i mai repede dacă nu vrei să ne ia. Vezi că... Stai așa că... Oh, mamă, ce era să-l fac? Mamă, era să iei poliția. Vezi că dacă ne ia poliția, aia suntem. E, da, am eu treabă cu ei. Au ei treabă tu cu tine. Tu și așa ești urmărit. S-ar putea... Nu, că dacă e ceva, te va pe tine la înaintare, că tu ești urmărit. Păi zic da, că poate nu mai sunt. Băi, că deja a trecut data timp, nu mai sunt. Hai să-ți iau o mașină. Hai să-mi iau. Dar ai bani sau nu? Am... Milion. Stai să verific portofelul. Îmi dai un milion dacă ai. Da, ia. Yeah. Așa. Trecem acolo pe card, da? Salut. Îmi trimis pe Revolut. Gata. Îmi trimis pe Revolut, da? Hai. Ia să vedem. Așa să e. Stai, mă. Ce? Domne, de unde se cumpără mașină? Gata, ți-am trimis. De acolo, uite, doamne, de acolo, la birou. De la stand, de la birou, vorbești cu secretara. Mersi. Gata. Doamne. Vezi că ți-am trimis pe telefon, trebuie să ai bani în cont. Ia stai, da, cred că e mai uitat oricum. Hai să vedem. Dar vezi ce mașină e?
Deci avem buget 1 milion, cam așa ceva. Te las pe tine să o alegi pe asta. Bine, bine. A, dar am nevoie de bani cash? Păi, cred că nu știu. Cred că ar trebui să-i scot, da, cred că ar trebui să-i scot, da, am nevoie de 100 de K. Ce faceți, mă? Ai, dai repede, hei, ce poveste amuzantă. Ce poveste amuzantă, să-ți povestesc. Stai pe că avem o treabă. Avem o treabă, să zic. Aoleu, bă, ușor. Stai mă că asta era schema. Când ne bate. Vorbeam cu spatele. Oh shit. Bă, ușor că ne omoară ăsta. Eu nu i-am zgâriat mașina, tu ai condus. Dar n-am zgâriat nimic. Gura. Aoleu, de poliție? Fugi. Ce mai băi, bezea sau poliția? E poliția, stai că scot eu mâna pe ei la geam. Aoleu. Hai că am scăpat de ei. Cred, sper. Așa, gata, am scos eu mâna. Până a văzut, până ai scos-o tu deja, s-a dus. Așa. Hai, dar Andrei, spor la live. Pentru că sunt și eu la butoane. Las lurk. Adică lurk. La ce te referi? Așa, gata. Ai scos bani. Hai să ascunde și noi mașina asta. Nu s-ar imagina că o să mai mergem încă o dată aici, știi? Nu s-ar imagina. Da. Bag-o după drept. Ai că ai băgat-o de toți banii. Nu, n-am băgat-o bine. Ai lovit-o. N-am lovit-o. Se pare. Uite, bam. Da. Bag-o aici. Stinge lumina și haide. M-ai lăsat în stâlp. E, ghinion. Păi mă lași lângă gunoaiele astea. Aie. Ba, trebuie să scoatem banii. Trebuie să scoatem banii, guys. Ia să vedem. E. Uale, deci ce avem aici? Ne-au intrat banii, se pare. Avem 1.080.000. Ok, vrem să scoatem cash. Noi vrem cash. Transfer, depozit, nu depozit. Vreau să acasă introduc valoare. Retrage banii aici, ok. Scoatem 1 milion. Ne luăm mașina de 1 milion, guys. Mamă. Și încă un zero. Hai, de frate. Ai retras atât. Hai, guys, ne luăm mașina. Să vedem ce mașină ne luăm. Acum. Am nevoie de ajutorul vostru acum. Deci, clasa A. Ce înseamnă clasa A? Înseamnă numai mașini extrem de ieftine, se pare. Ah, dacă aș fi avut 2 milioane, aș putea să-mi iau pe asta, frate. Dar ne luăm altceva acum. Ia, ăsta e 2 milioane. What? Stac, ce? What? Ră Phantom. Hai că-mi iau eu Rolls Royce dacă e. Îmi iau eu Rolls Royce dacă e. 2000. Uite, un Audi de ăsta. Wow. Bună ziua. Ce ați uitat? Un Audi de ăsta. Părere? Un Audi de ăsta? Sau un Audi de ăsta? Hai că n-am Audi de ăsta. Marisol? Da? Vreau Rolls. Hai că Rolls. Da, vreau Rolls. Și eu vreau. La banii Andrei. Mei crezi că merg cu... Ce les? Nu e. E Marisol. Confunzi persoanele. Vă știu. Salut. Salut. Ia și tu un Mercedes. Ia și tu ceva frumos. Celes. Demn de mine. Ce Celes? Stai așa. Care Celes? Zici mie, care Celes? Celes 53. Mam. Chat. Ne luăm un Celes să fim ca Shelly. E ceva de cele ești ăsta, zic eu. Poate merge și pe o roată. Nu? Bine, hai să ne vedem ce mai avem pe acolo. Eu zic că merge cele ești ăsta. E slab. Ai grijă în sensul și atunci. Oh, ce răi. De ce stai mă răi? Panamera asta are aceleași statistici cu CLS-ul.
test drive, ok? 0-100, hai să vedem. Uite, și se manevrează foarte repede. 3, bam! 100. A, mă, e ce trebuie asta. Cât costă? Că nu m-am uitat cât costă. Cât costă, guys? Se manevrează foarte bine. O, uite, Panamera. Da. 870.000. O luăm, guys. Ai și bani să modifici. E bun. E bun, e bun, e bun. Dă-i. Adevărat, trebuie să o și modificăm. Ok, luăm Panamera. Pe Turismo. Sicuța. E la reducere, ești nebun? Stai. Unde-i, mă? Clasa B. Uite aici. Asta. Gata. Opa. Vreau asta. Vă rog. 870.000. Astea sunt statisticile. Dăm buy. Reducere de la 957.000. Sunt două. Panamere. Dar nu cred că asta e alta mai bună sau... Sunt două feluri. Care vedeți mai... A, uite, turbo, Panamera 17. Domnul cu pălăria roșie. Panamera 17, turbo e mai proastă, voi vedeți. Doamne, nu, asta o luăm. Ok, deci asta că e și mai ieftină, e și mai bună. Asta o luăm. Bye și bye. Oleu. Gata. Haide că mi-am luat mașina. Vedem pe viitor că am treabă acum, da? Deci, bam, de aici, e... E Porsche Panamera Turbo. E bine, ce-a, uite. Albă. I-am scos. Oh my god, de-abia luată. Ce? Abia am luat-o. E pe chineză, bre. Ce e pe chineză? Nu știu ce este acolo. Unde e tata lui? Băi! Trebuie să merge la Bibi. Unde e prăștiul ăsta, mă? Să mergem să mergem data viitoare să tunăm și mașina, guys. Nu mai o tunăm acum, că deja pierdem prea mult timp. Data viitoare o și tunăm. Aia zic. Aia zic. Am murdărit-o deja. Auzi, da, așa a venit cu roșu pe capătă? Nu, n-a venit. Deja am dat peste un om. Nu știu cum am reușit. Eu sunt primul om care poate să dea peste un om. Păi la câteva secunde după ce a scos mașina. Băi, eu am omorât unul. Tu măcar ai dat peste el, dar nu contează asta. Ce faci, bagi benzină? Vreau să o spăl. Sau o spăl. Bă. Da. Tu ești prost sau trebuie să-ți vorbesc pe limba română? Ce, mă? Vino, dracu, și uite-te după perete în dreapta, că e Bibi cu unul. Unde, mă? Ia trece mașina mai bine, că nu ne știe că e mașina noastră. Trece mașina. Dar vezi că poate ne vede. Spune și mie, care erau șansele să dea... Uite pe... Da, pe aia vreau să știu și eu, că nici măcar nu m-am... Mi-a dat locația pe GPS, dar nici măcar n-am pus-o să mă bată mama. Asta e? Se verifică, da, aici e locația, că m-am uitat. Mă, ești prost? Păi ce faci acolo? Da, pe mine mă întreb ce faci acolo. Vrei să-i dau un mesaj? Nu, stai puțin, fii înțeleg cum facem. Mă duc la ea? Nu, stai, lasă-te jos, lasă-te jos. Nu știe că e mașina mea, știi? Asta e un avantaj. Da, noroc că n-ai geamuri, vom ripe. Bă, ce faci, mă? Bă, câte mașină, câte vede. Bă, bă! Bă!
Cine e ăla? Facem poză, zice tot chat-ul e poză. Facem poză? Și nici facem poză, ok. Opa, opa. Auzi? Îi fac poză, taci. Mă duc la ea. Vreau să mă duc la ea. Și... bam. Poză. Ok? Se vede că e cu cine... că e cu cineva. A, ce face? Unde se duce? Da, întreabă-mă ca să te întreb. Păi e două să știu. Frederico? Auzi? Bă, ăla nu cred că e Frederico, că nu seamănă cu el. Ba, vezi că seamănă. Seamănă? Bă, eu nu văd bine de boschiți, știi? Păi eu crezi că văd bine de stâlpul ăsta? Mersi. Tu te mai stâng, gândi-mi. Auzi? Aș putea să mă duc la ea, că eu oricum trebuia să mă văd cu ea și să văd... să vorbesc cu ea, să văd ce zice, ce se întâmplă. După aceea o să mă suspecteze pe mine. Bine mă, dacă vrei, du-te, dar după aceea pleacă, știi? Adică nu știu, află care-i treaba acolo. Păi și plec, cu ce plec? Pe jos? Păi, că tot cu tine trebuie păi să da, plec și mie că pe urmă sare în evidență și se uită la mașină și... când plec. Nu știu, vin cu ace, nu știu, atunci, stai aici, ca... nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Spune-i că nu mai vii și lasă-i să plece și vedem unde se duc. Fii antenă. Bine. Spune-i, dă-i mesaj sau sună. Și spune că poate să se ducă că vorbim altă dată și vedem unde se duc. Cine e ăla, măi, Frederico? Nu mă duc la aia, guys, că vreau să văd dacă se întâmplă ceva. Vreau să-i urmăresc. Pozele am făcut, deci dovada am deja. Dacă mă duc acolo, vreau să văd dacă se întâmplă ceva înainte. Că poate să zică după aceea că e doar un prieten, știi? Poate o fi Frederico, guys. Că pare stilul lui Frederico, vă uitați așa? Îi da mesaj, mă? Hai de cum e treci, te uiți atâta la... ai frutul ăla. Dai, bă, că mă bate sărăcia asta. Dă-mi da. Coace că apelez eu dacă nu știu stare. Dar nu apelez, i-am dat mesaj, că e să-i dau un mesaj. Ah, ok. Fie dragă, mi-a dat mie prejitul. Pa, pa. Mai mult seamănă bezea în tinerețe ăsta. Ce face femeia asta aici? Doamne, ea era acolo! Doamne, nu cred, nu știu dacă ați văzut, dar era fix acolo. Am dat zoom, el e. A plecat! A văzut mesajul, nu? Bă, jos, jos! Stai jos, da, stai jos până pleacă, că poate vine... bă, poate vine... E bine că nu cunoaște mașina. Mi-a dat mesaj, stai să văd că mi-a dat mesaj. Bă, Bezea, lasă-mă în pace, că-s misiune. Asta e Bezea. A zis ok. The fuck, a zis că vorbim despre nuntă altă dată. Ce? Nimic, nimic. Chiar a zis asta? Chiar a zis asta? Nimic, nimic, o să ai o surpriză. Băi, nu mă lua la mișto. Spune dacă a zis asta sau nu, că deja e destul ca să-i dau două capace, pe bune. Nu știu, mă, tu te... unde e? Unde a plecat? E fix aici. Vezi că urmărești. Fix aici, în dreapta. A. Nu știu ce s-a oprit, se gândește la... păi, conduce ea? Că n-am văzut. Nu știu, conduce, dar... abia conduce. E că i-a dat drumul, a mers. Au, a băgat-a întâia. Opa, opa, opa. Hai mă că ne ținem după ei, avem mașină, cu ce să ne ținem acum? Bă, dar merge bine sărăcia asta de mașină. Da mă,
Ce facem ăsta, dă înapoi? Bă, ăștia cred că stau la roșu. Cred că au trecut peste vreo două roșuri până acum, așa cum a stat la roșu, mai ala mișto? Da. Bă, sper să nu se uite în spate, că e cam ciudat să stea o mașină așa la distanță. Sau să ne punem în spate și să ne mă las jos? Zici să stingi farurile, să nu sară în evidență. Să mă duc acolo și stau jos. Auzi cum stau jos? Nu știu, eu pot să mă las jos. M-am lăsat jos, n-are cum să mă vadă. Vezi să nu te vadă, ok? Mamă! Se și mie mușchiu. Taci, ăla e, dar mușchi. Nu merge la tine. Ai, dă pula. Bă, nu mai înjura! Tataia, mamă, dar tataia a rămas la KFC cu aripioarele. Mamă, tataia a rămas cu KFC-ul în mână. Unde n-ai bătut? Mamă, ce-ai făcut, frate? Aoleu, mor. Aoleu. Auzi? Cineva cred că o să zboare până acasă. Adică? Cred că am uitat pe cineva. Pe tataie? Aoleu. Hai să mă, că mănâncă galiperele. Tu-ți dai seama ce să fie la gura lui? Lasă. Și nu vorbesc de aripioare. Bă, tu vezi că ăștia se învârte în cer. Auzi? Cum se pune centura? Că eu n-am folosit-o până acum. G. Mușchiu G. Nu, mă. Eu te întrebam cum dacă trag de ea de aici, din... Că e blocată, trag de ea și nu merge. Trebuie să frânezi sau care-i față? Nu știu, dar... Bă, dar acum vezi că se duce afară? Eu cred că și-a dat seama că e urmărit. De-aia dă așa viteză? Eu cred că și-a dat seama că e urmărit și nu am știu care-i treaba. Am ușor, 250, ușor, frână, bă, frână! Da, mă, că avem anvelope bune! Ma... Trebuia să fac asta, că dacă mă opream cu viteză, era suspect. Da, știu, dar și parapeții sunt suspecți când îi iei. Să ne rugăm să nu plece de acolo, stai puțin. Haide. Eu mă rog să ajung cu viață, că ești tu la volan. Haide, mă, nu mai zi așa. A tras acolo, în parcare? Care parcare? Hai de acolo, ei sunt acolo în parcare? Nu. E, nu, ei sunt, cred că. Nu sunt ei. Care altcineva sunt? Nu, mă, e mașina lui Bezea, nu sunt ei. Bă, zi serios. Da, mă, dracu, n-ai văzut că au tras pe dreapta? A, ei sunt! Stai, mă, unde te duci? A, de ce nu spui, mă? Măi, la mișto și bacea, mă, de tot. Mă, dar ai uitat, de parcă nu-l cunoști pe tactul. Hai că o luăm pe jos, o luăm pe jos de aici. O luăm o mână. Hai. Mă rog să vrem să te împaci cu baby. Și eu aș vrea dacă am motive, dar dacă... După cum se pare... Stă cu alții... Bă... Ce? Stai într-un boschete un pic aici. Stau aici, zice-i. E tehnic boschet. Ce? Bagă-te acolo. Stau aici, nu mă vede nimeni. Avem probleme tehnice la boscheți. De ce? Aoleu, și te ești prăjit. Stai în boschete când îți zic și aștept. What? Vrei să mă duc să stau acum în boschete? Bă, nu înțeleg care-i treaba, frate, și-a făcut abonament la KFC, tata. Tata e și-a făcut cazare acolo la KFC. Du-te la ei. Am făcut deja poză, guys, nu mai am ce poză să mai fac. Dar cred că li s-a defectat mașina sau ceva. Auzi? Da?
Eu mă duc să văd cine e tipul ăla. Stai aici. Ce mă? E prăjit. Alo, uite, transportă ceva, baby. What? Ce facem, mă, baby? S-a pus pe chestii... Nu cred că sunt chestii legale acolo. Nu mă duc acolo, pentru că dacă știau să plece, dă-ți iau mașină. Hai că stai acolo tata lui dacă e și îmi zice el dacă aude ceva. Mă duc să iau mașină. S-ar putea să plece. Mă, dar arată mișto mașina asta. Da? Ce știam? Ai auzit ceva? Da. Ce? Te-a luat nu știu ce de la magazin. Zicea ceva no de, la, de la magazin și că... Și că vrea să duc acasă. Ceva de genul. Să o duc acasă. Era poliția? Nu, oh, ce mai spune? Da. Băi, să mă bată tata de ăștia. Ma... Dau tare și bacea da... What? Iară mai intră și la aia. Băi, frate, unde se duc ăștia de fac cu toate cumpărate? Și nu e nimic așa dacă trece aceeași mașină de vreo două ori pe lângă el. Bine, poate nu stă așa, nu analizează da, nu cred că... Mulți. Da, nici nu cred că am băgat de seamă. Dacă ei au, sunt pe treaba lor acolo, îți dai seama că nu bagi de seamă toate mașinile care trec pe stradă. Corect, corect. A, dacă faci ca un tembel pe șosea, să știi că nu sare deloc în evidență. Stăm aici, parcăm aici. Și o luăm pe jos, hai. What? La tatuaj? Mă vede aici. Tu vezi că e la tatuaj? Ce e la acolo? Tatuaj. Scrie acolo, tatuz. Păi, eu știu că e tatu, dar eu zic ce e acolo, gen ce fac ei la... Ce doamne Bibi acolo, stă la intrare. Facă tatuaj. Bibi stă la intrare, zici că păzește ușa. Eu zic să te duci pe la spate, să o speri. A, să întreb ce faci aici? Da. Zici? Care... Oh, shit. Nu știu, opa, ia stai că plec. S-a dus el, a luat ceva de acolo. Dar ea conduce, tu observi? Eu observ. Oh, shit. Hai în mașină, că vă că... Bă, bă, bă. Dă-i tare, 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 tare. Oh my god. Îți las mai ușor, că poate... Unde s-au dus? Ah, uite, am văzut ceva. Verificăște aici de toți banii. Da, bună ideea cu parapeții aici să blochezi drum. Păi da, nu? Dă-i tare! Mașina asta merge și tare? Păi uite, tu e la, pe la fund acum. Aoleu, la, la fundul cui? E la fundul pedalei. Aaa. Unde-i, mă? Da, bună întrebare. Mamă, vezi ușor prin curbele astea că... O vezi pe undeva? Da. Ai văzut-o? Da, am pus ochelarii cu rază X și-i văd prin munți. Haide, mă! Dă-i tot în față, de unde vrei să știu unde sunt. Ce troll! Băi, cred că am pierdut. Și cred că o să arăt că sus sunt să întreb unde e. Să văd dacă îmi răspunde sincer sau nu. Uai, nu cred că am...
Pă bune, cream că v-a luat-o pe undeva prin dreapta. Ha? Uite în față. Am crezut că i-am pierdut pe bune. Oricum, știa că ar observa mașina, ar fi de ce un por, știi că ea, știe că n-am por, oricum. Păi, aia zic. Mor tu că plouă în București. Plouă în București? Nu, da, un pic așa, dar nu gen ploaie, doar plânge cerul. Exact cum aveam nevoie de ploaie. Vezi pe undeva? Opa, da, dreapta. Parcat acolo, observi? Unde? Da, mă aștept la casa aia din dreapta. Eu văd lumina la casă. Și eu văd lumina. Dar dă-și tu mai în față, te-ai oprit aici în mijloc. Păi dă-și da, ușor uite, uite, vezi de ce? Că aia sunt acolo și n-ar fi văzut. Așa că... Mergi. Uite aici, o parcăm aici. Mam. Fix de ploaia asta avem echip, hai vino. Hai să te învăț, hai să te învăț. Dacă faci asta și te duci aici la cotieră, la chestia asta, ai ceva aici, fiat. E? What? Ai și tu la șofer. LOL? Ai și tu la șofer. Nu cred. Are mașina asta? Ia stai. Aia. Stai puțin. Da, bă, ești nebun? Păi, bine. E cam mai bahubos. E bine, mă, e bine. Haide, odată. Dacă nu pare mulți mici dați. Dar mergem așa, țanțoși, peste ei, sau ce facem? Păi, o luăm pe, cumva mai hau, mai colim, nu știu, dar nu știu pe unde. Vrei să vorbim cu ea, să... interacționăm, să vedem ce facem. No. Lasă umbrela jos. Ma, vrei să mă plouă? Hai. Pe costumul ăsta scump. Da, și gen... ce facem? Că gen... Ce? Stai așa puțin. Vă mă duc peste ei. De ce ai să zic? M-auzi? Da. Așa, de... hai să-ți povestesc. Zi. Gen... eu. Știi gen că am iubit. Mhm. Cheamă Marisel. Cine așa. E asta? E un tip, dar e super drăguț. Mm-hmm. Așa, și... faza e că gen eu m-am certat cu el acum. Gen m-am supărat pe el. Probleme în corazon? Cam așa ceva. Nasol. Știu, nu? E Frederico, bă. Și nu știu cum să dau de el acum, că gen nu vreau să sunt, gen vreau să dau așa de el. Putem să-l căutăm. Mama, nici ce am zis. S-a oprit ploaia, așa, rău. Dacă vrei, putem merge. Da, și gen asta e pentru cheile la casa asta sau... M-am venit doar așa, să o vedem. Nu, no, cheile sunt la frate meu. Da. Nu știu, mă. Dacă vrei, putem, poți te ajut să le caut. Nu e, mă, nu înșeală. Nu știu care e treaba. Știi unde stă? Ah, dar s-ar trece prin boschiții, știi? Sau, cred că e de la ploaie, nu știu. Mhm? De la ploaie, nu știu. De. Mamă, pe aici e prăpastea lui mama e. Stai puțin. Vine-mi cu aici. Ce mai dăm un mesaj? Eu zic să mergem peste ei, să vorbim. Vino. Înapoi. Îi surprindem.
în altă parte să nu pară că îi urmăream. Oameni, mașina pe lângă și facem pe proștii. Hai, 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 nu caci. Citește mesajele care ți le-am dat. L-am citit, mă. Hai. Okay. E dat mesaj sau nu? Mi-a dat ea mesaj. Și? Căcica a ajuns, eu i-am zis să vină la pantofi și m-a înjurat. Te-a înjurat? Ce ceva? E. Ia, lasă, merge la observator. Bă, dar faci mișto de mine. Am zăpăcit-o, lasă-o. Spune-i să stai acolo, spune-i să stai acolo că vine Matt. Știu, bă, aceea mergem împreună la pantofi. Așa e mai bine. Spune-i să stai acolo. Oricum era acolo, așa că doar să stea nu e mare problemă. Ah. Ai zis ok, da? Îți dau un indiciu. Ce? I-am zis că vin cu tine. Oh. Și m-a întrebat cine conduce și am zis că conduci tu. Și cred că pe tine te-a înjurat că o făței de colo-colo, nu pe mine. Problema e următoarea. De ce ai spus că vin? Că asta înseamnă 100% că nu o să vină cu tipul ăla. Păi și nu e mai bine să vină fără el și nu știu, gen să o întrebăm să vedem dacă recunoaște ceva despre el înainte să vină cu el. Știi că poate așa dacă vine cu el minte așa. Corect. Să nu zică ce tip, ce știi, să nu să zică bă, eu nu m-am văzut cu niciun tip sau de-asta. Da, are sens și ce zici tu. Păi normal că are să-ți căsă tactul. Numai tu nu știi să mergi pe un singur sens. Ai, că tu vrei să ții sensul? Bine, boss, ține sensul. Oleu! Wow, 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 ți-am zis să-ți ții sensul. Păi mi-am și ținut, ea nu și-a ținut, că eram pe banda mea. Unde-s, mă? Bă. Marisol? Da. Am primit mesaj de la Bezea. Uite. Ce? Uite, mă, uite că a venit cu băiatul, a venit cu băiatul, bă. E băiatul? E băiatul. A, ba, n-a venit, mă, cu... Sau... Aaa, ce faci? Bună! Bună! Ce faci? Mi s-a părut că venise cu băiatul. Ce faci? Ești ok? Pare așa un pic palid de la față. Pare un pic palid, dar ești ok? Da. Ce-ai făcut până acum? M-am plimbat cu mașina. Vine puțin cu mine. A, vin pe zi. Ok. Man. Ești mai bine cum ești? Foarte bine. Pe bune? Da. Ai înțeles tot ce s-a întâmplat? E mai în regulă acum? A venit fără o ușă, asta e, da, e destul ciudat. De ce nu mai aveai ușă la mașină? Accident. Mașina mea! era mașina lui? Nu, no, aia mea. Marisel? Dacă vede lips, dacă nu vede ușa aia lipsă, eu zic... Bibi? Nu eu zic să te dai de lângă balustradă, că dacă vede ușa aia s-ar putea să... Le-am condus eu?
N-am condus eu, pa! Coemaș! Ia stați așa, pauză, pauză, Bibi. Bă, ia. Nu Bibi. Eu, o, tot, da. Tot! Bibi, ia stai așa. Nu dacă eu! N-ai con... Nu mai pot, ușa, Marius ușa. Marius, ia vină. Ușa, ușa. Unde mi-e ușa, Bibi, unde mi-e ușa? Marius, nu știu. Bibi, bine, nu știu. Uite, zoom e. Taci un pic. Am o întrebare, dacă n-ai condus tu atunci s-a condus singură, cu cine ai fost? Da. Sigură, păi stai așa, cum adică? Cu cine am fost? Din mașina asta lui Bezea, din păi... are o... Dora care gen continuă. Asta înseamnă că tu ești de vină. Zic cu cine ai fost. Marustel, vreau să zic ceva. Vine puțin. De banii pe ușa. Nu, rămâneți acolo. Bă, nu vreau să mănânc acum căcat sau să vă bag iară ceartă, da? Mă, știi că mi-ai zis tu că ești la o beznerie, știi? Da. Și-am trecut pe acolo, știi? Pe la o beznerie și nu știu sigur dacă era Bibi, dar era unul cu... Uite, ți-ar poză. Știi care e treaba? Cunoști poza asta? Da. Era beznerie? Bine că nu mai ai văzut, înseamnă că m-am ascuns bine. Eram și eu acolo. Ah, și eu eram. De că... Pot, nu, ușa. Nu știu cine e ușa. Ăla. Iar tam, drum. Ia, vine cu acest. Întreb tu, întreabă tu să nu pari ușa. Ce întreb? Cine e ăla? Și uita de asta, că ai văzut-o, că ai da. Prins-o cu de asta. Da. Și că... Bibi? Și că... Da? Și că ar fi pățit ceva, Zumi. Ce-a da? Pățit, Zumi? Că nu vreau, vreau să-mi zic. Zic. Nu știu, vreau să-i juc câteva nu chestii, da? Vezi? Prim... Da. Ce-a pățit, Zumi? Că mi-a zis Mariusel că ceva de-o Daria. Și... Yes. Te-am prins. A, vorbim după asta. Vreau să zic eu ceva. Bun, Bibi. Acum nu vreau să mănânc căcat sau ceva, dar mă plimbam și eu cu GTR-ul, știi? Că vreau să-mi pun benzină și... Erai la o benzinărie cu mașina mea și cu unul. Ce? Pe bune? Erai cu unul? Cu unul. E vărul meu, a venit în oraș. E vărul tău. Bă, mă lași. Fără mișto. Da? Și acum l-am lăsat un plin sau cum se numește. Era vărul tău. Da. Cum îl cheamă pe vărul tău? Cum îl cheamă pe vărul tău? Și pe vărul îl cheamă boyfriend cumva? Ce? Nu fă glume de astea că stai aici de față. Ce? Și cum îl cheamă pe vărul tău? Spune lui vărul să-mi pun oșa înapoi. Adevărat? Ei, hai acum. Cum ai de că ai acum? Îmi cheamă Teo. Mateo? Teo. Ah, Teo. Da. Bă, dar ușa mea! Aia e! Okay, mai e femeie! Ce ușă! Okay, îmi place! Bun. Vreau și un model de ăsta. Da, uite ce frumos e Antonia. Uite! Cum adică zoomi? Ușa, ușa ruptă la mașină. E mai frumos cu aerisire. E, lipește, știi cum facem? Facem cu dublu adeziv și lipim așa de-a lungul. Vă știți cât e mașina asta, mă? Vă știți cât costă mașina asta? V-am zis cât costă? Nu. Apropo, am vrut ce ți-am cumpărat. Pă nu pot să-mi vreau ușa înapoi. E 3 milioane mașina asta. Bibi? Să-ți propun să eu. Să vezi. Am o întrebare, ne-l prezint și nouă pe vârtă. Dacă tot e în oraș. Aaa, păi și ia dă un telefon. Stai. Ia chemă-l așa pe vârtă tu. Să-i arăt o schemă. Pe care e ușa în bord. Ha? Uite, ia iară schemă. Și două dreapte de mașină. Să-mi pun oșa înapoi mie. Aerisire pe lateral. Nu, că îți rup oșa. Amă că e aerisire mai naturală. Da, încearcă-n păr bagaj, ia uite. Da. Am dat mesaj. Zumi, tu observi că mai avem ușa la mașină. Poate ți-a băgat un păr bagaj și-ți face o glumă. E ușa ruptă. Hai să mergem la pantoful galben. Hai să mergem la pantoful galben, că e de pe tragere, cică. Bă, dă-și-mi eu trebuie mașina ta. Bine, tu conduci, dar stau cu tine mașina. Nu e nimic. Bă, ușa! Dar cum ne-ai bați pierdut ușa și a rămas așa, nu înțeleg, pe bune. Aia e. Măi e! Bă, femeie. Bibi! Auzi, Bibi, așa l-ai pierdut pe vârtul? Că nu mai era ușa? Nu, că l-am lăsat acasă, gen, avea o casă aici. Unde stă? Deci din vina lui? Da, i-am zis să vină la pantoful galben, cum m-a zis pe voi, nu știu. Ah, deci el a condus, nu? Nu, eu am condus. Deci și mi-a rupt ușa, nu? Nu, el a coborât din mașină, i-am dat în spate, gen, s-a rupt ușa. Nu, că nu dă-te, hai la pantoful galben. Ce n-a fost vina mea? Mergem la pantoful galben? Hai. Ce face ăla? Bă, dar mie că Bezea îl bate, dacă... Asta e mașina ta? Da, da, ai grijă de ea. E frumoasă, mă, să te bucuri de ea. Să te bucuri de ea, eu mă bucur de mașina lui Bezea. Să o iei ușor.
Te rog, Bezea, mă uit la tine. Mergem? E nouă-nouță, te rog, da, mergem. Ia ușor, te rog. Unde mergem? La pantoful galben. A pocnit un far, nu știu cum, neva, dar a pocnit. Îți place? Cât prinde? Cât prinde? Nu e nevoie să testăm, că suntem... într-un de munte. Chiar nu e nevoie să testăm. Ușor pe curbe, te rog. Te rog, ușor. Înțeleg că vrei să o testezi, dar o testăm pe autostradă. Nu, 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 nu. Autostradă. 180, mai pe autostradă testăm. Hai pe autostradă. Nu, 200, nu 200 pe aici. Deci, bă, mă las să conduc? Mai mă stresez mult? Sau vezi să turbesc intenționat? Gata. Când conduce, nu știu ce e mașina. Ușor, ușor. Sărim, sărim. Nu sărim, nu sărim. Glumea, te speria. Ușor, ra. Are suspensii bune, n-am ce zice. Răspund că merită asta. Mamă, ce e aici? Ce se petrece aici? Unde e vârstul ăsta? Nu știu. Vârstul, Bibi. Un om Teo pe aici, Teo? Oameni leșinează pe aici, uite, what the f... Mamă, ușa mea! Ușa mea! Băi! Scuze! Da, uite-ți! Auzi? Cine sunt ăștia, Bibi? Bă! Tu te vaiți de ușă, dar uite-te cum arată toată mașina. Cum te cheamă? Nu știu. Mateo, Mateo. Pe tine? Pe tine. Pe mine, Teo, pe tine? Marisel. Teo! Trebuie să-mi plătești ușa la mașină. De ce? Că mi-ai rupt-o. Aolo. Și nu o zic de două ori. Ai nu mai spune. Nu, ai grijă ce zici. Ai grijă ce zici. Ce faci? Oh shit, no, n-ai ales cuvântul. Marcel? No. Păi bă, bip, atomic. Nu, hai să. Nu, hai să. Asta avea nevoie în curând, asta avea nevoie. Dar dai bă și tu drumul cu mașina asta de aici. Dacă e s-o dați... Eu nu mă bag nici eu. Ai 1v1, parte-n parte. Asta mă probabil, ha? Băi, mamă, nu cred că știi. Lăzai, eu nu-i permiteam, mă, îi dădeam un angol. Ești tare rău. Ai. Ce vreți, mă? Ce faceți aici? Dă-i, domne, drum. Vezi care prietenea ta, pumnul mai tare ca tine să moară, mamă. Marusel? Aoleo. Hai nu în spațiu public. Hai nu în spațiu public dacă îți deși mie, cred că să nu ne dea poliția. Perei, vezi și tu de treabă de intrare acolo, stai acolo. Merge, domnul, 100. De 2000, de mă. Deci plătești ușa sau nu? Care vrea să vadă ce înseamnă un punctar? Nu plătești, băi, de drum de aici, că cum pe tine te pune. Cum e de aici, dă-te și tu acolo. Nu vreau. Stai la ușa acolo, vezi, dă intrarea ta, dai tu treaba. Nu vreau. Mamă, te iau pe sus, îl iau pe sus pe ăsta. Tu și... Baby, eu mă duc să fac dansuri celebre. Fii mea. Mă pușa, a plecat. Vezi că a plecat fii mea. Asta mă stă la patoful galben, că sunt prea mulți prăjiți. E fita. Hai să plecăm. Dacă te ține, vină cu mine, așa. Eu care cream că e Bibi. Iar și pe ăsta cu tine. Hai, că luăm. Hai, mergi undeva. Hai, mergi într-o altă. Vrei să vă ajut, domnul? Comenzi active tot. What the fuck? E clar. Ce până? Hai jos, că-i petrecere. Dacă nu ți se mai spală. Hai jos, băiatul. Ce? Hai jos repede, că e petrecere mare. Unde petrecere? Nu mai conduce ziua. Petrecere jos, ai petrecere mare jos. Ia mă, hai că mergi la petrecere. Am parcat de toți banii să mor eu. De ce frumos e? Ce mă pe aici? Mamă, dar ai rămas fără ușă, bezi aici. Da? Stai mai bine. Las conchis, lasă-mă aici. Ia-te-l pe dezmembratul la cu tine, să vezi ce bătăi, da. Ho, că te pun în loc de ușă. Hai să vedem. Mă! Holy shit, cum a fost asta? Ai grijă cu cine vorbești, băi. Mă! Ești pirel. Mă! Mă!
Salut. Fă, cât te pioarești, Daniel. Ma, ia uite-l și pe ăsta. Bă, unde ai luat permisul, mă? Mi-a zis ceva Bibi de tine. Ești cumva iubitul ei? Da. Dar tu cine ești? Nu, eu sunt. Eu sunt. Tu? Tu cine ești? Eu? Da. Sunt Vârsul. Petrecere! Salut, domnul Marte. Petrecere! M-a chemat în oraș, că cică supărată, că alea. Nouă soț al lui Bibi, tu? Cine ești? Ah. Ia stai așa, că n-am făcut cunoștință. Ce-ai făcut, mă? Băi, prăjitule, de ce-ți dau una? Se aruncă vorbe grele. Tu ai grijă că bezea e cu ochii pe tine. Nu știu unde s-a dus bezea, dar... Îl rezolv pe ăla, îl pun la tu vrei să afli asta, mă, că ești iubită, ești că te ia într-o mână și te da? Unde mergem? Hai că mergem în... Zi-mi tu o locație și mergem acolo. Ți-l bag pe ăsta? Da, hai, să văd. Unde e? Bine, îți dau locație. Da-i. Unde-i mă ăla, că parcă vrea să dea parte în parte cu mine? Imediat mergem. Unde mergem, mă? Mergem acum la el. Nu știu. Haide, băi, negrule, urcă. Urcă-ți. Zumi? Acum îți dau locația asta. Cine e Zumi? Doamne. Nu-i Zumi. Nicu Bezea! Ah, ok. Bă, dar mă enervează ăsta și-l iau pe sus, îmi dai voie să-ți comună la el? Ia, ia. Nu poți să scot, mă, ia uite-l, mă. Ia, mă, de aici. Ia, mă. Oh my god. Acum e acum. Ce-a prezentă în acum? A fugit la șola, a? E frică să o dea cu mine, a? Ma. E frică să o dea cu el, aolo, ce bătă. Ce, Bibi, te-a supărat necuratul ăla? No. Ma, să vezi ce-i făceam. Nu e bine. Pui să vin, mersi. Mamă, te ia Dacia, bă? Hai că mă ia, ia uite. Răblăgit aia. Oleu. Nu, că e șofer meseriaș, l-a învățat asul să conduc. Da. Cred că și dumneavoastră i-ați dat și permisul. I l-ați dar scris acolo, i l-ați colorat. Din păcate, nu tasul, adică nu la mine mă referă. Nu. I-ați scris o bancnotă de Eminescu și s-a rezolvat, a? Păi să avem arme. Ceva de gen. Mhm. Interes. Ia uite-l, mă, pe ăsta. Băi! Mamă, îl iau într-o mână pe ăsta. Băi, șmecherie, arfe pe tine. Faceți loc, că sar pe-l. Faceți loc, faceți loc, faceți loc. Băi! Mă, gam, ieși. De. Distanță, distanță. Bibi? La parcaz. Nu zici nimic? Ghinion. Pușa înapoi, mă? Zi. Oh, Ghinion! Pușa înapoi? Pușa înapoi? Nu prea le are cu bătaia, dar le are cu comentatul ferijorul tău. O, băi, gata, gata, bă, că-l bagi. Gata, gata, ho, asta înțeleg. Mă, mamă, la parcat, i-a dat una de la parcat de tot acum. Ia deschide porbagajul, Beza. Asta arată mine, deschide porbagajul. Puși înapoi, mă? Nu e deschide. Deschide, mă, porbagajul. Nu aici, nu-l băga aici. Nu-l băga aici. Gata, chill, l-ai rezolvat, gata, chill. Pun-o așa înapoi acum. Bă, dar mașina ta a rămas acolo. Bibi, vezi că e o gumă, sir. Vedea, mașina ta cealaltă e acolo. Unde? Era pantoful acolo. Mergem să luăm, hai. Duceți-vă repede și luați-o. Las acolo, las două. Hai că las acolo, are ușa goală, ia tot ce are în ea, îți fără și... N-are cheile, mă, las, n-are. Ei, ce are în ea, ți-o zgârie, ți-o face mult. N-am nimic în ea. Radio ăla, ți-o spune. Lasă că plătesc, nu-i, lasă. Mamă. Tu îți dai seama că ăsta mi-a dat 3000 de euro pe jos, când mi-a dat una? Aaaa. Mamă, îl bat. Îl arunc în apă pe ăsta.
Lasă-ți-l, mă, gata. Mamă, și pe tine te arunc în apă dacă mai comentezi. Eu ce-am făcut? Păi eu l-am dat 3000 de euro pe joc și tu zici ce-am făcut. Chill. Bibi, de mine. Trebuie să fii chill. Bibi. Chill, trebuie să fii zen. Bibi. Mamă, mi-a dat și ochelarii. Îl omor. Unde sunt ochelarii mei? Gata. Bibi, mă auzi? Mă urmau de Bibi. Bibi nu ne aude pe niciunul, cred. Ma. Ia sună mă la poliție să-l ia pe ăla. Bibi, mă auzi? Da. De ce te dai mine? Nu știu. Ce, e boyfriend-ul tău? Eu boyfriend? Ia uși tu-n braț. Ia sună-mi trebuie dacă îmi pune ușa acum. Stai puțin. Ești bine, bine? Da. Pare așa de... Da, totul e în regulă, nu s-a întâmplat absolut nimic, niciodată nu se întâmplă nimic, stai liniștit, no, da. No, no, artache, martache, artache, da, da. Tu ești așa da. De zis, da, nu s-a întâmplat nimic, da, uite, da. Ah, pa! Ce? N-am făcut bine. Da, e chiar așa, e! Oh, ușor, ușor! Că nu poți să alergi atâta. De ce? Vino cu mine, hai, rând, te iau cu mine. Să te duc în țările calde, hai. Băi, ce facem în avărătul? Păi știam la pe veze. Aia e, ghinion! Bă, îmi pui înapoi? Nu! Pui. Pui înapoi? Dă-i. Nu, stai atent, că știu cum îl fac, două secunde. Îl fac să vorbesc. Bă, gau, bine. Mi-a scris ceva pe picioare. Eu? Nu, beze. Beze, ai ceva pe picior, ai ceva pe picior, beze. Bă. Nu. Ce o cere asta, pe bune? Îți bagă ăsta în cur. Ma, nu. Bă, astea spocnitori? Astea spocnitori? Se-a prins cu alea, de-alea, fum, de-alea. Artificii. Îți dau una pe jos? Bagă-ți-o în gură. Dă-i una lângă el să vedem dacă no, se ridică. Nu. Bă, sărac, uite cum stă. Hai să spune tu să dau asta. Paralizat! Să l-a ajuns să se ridice sau? Ce să mă ajuns că-s paralizat? Ia ușor. You good? It's not good. Nu prea arată bine. M-a lovit la Billy Melly. Mamă, dar îi put papuci. Mi-ai spart ouăle, ce gust! Doamne, iartă-mă! Aolea! Oh, shit! Chat? Nu, că... Bă! Nu, că scot alțirile de-aia grea și nu-i bine. Dar mi-a dat sângele în nana să sa. Mă, despărții de sănătate să moară, mama! Aoleo, Bibi, ha. Toate că toate, dar eu nu vreau să mă pun rău cu Bezea, că la ce pumnare mi-e frică. Am făcut MMA. Bine, hai că eu mă duc cu el. Și eu am făcut cu mama, da. Hai, urcă în mașină. Hai și nu mai comenta, urcă în mașină, stai acolo. Cine mai eu? Nu, ăsta. Urcă în mașină. Nu, bagă-l în spate. Stai, bagă-te în spate, stai în spate, hai, mai comenta. Stai așa, să-l bag în spate. Uite. Aoleu, mațele mele. Bă, deschide cotețul, mă. Oh my god. Deschide cotețul. Gata. Ne vedem acasă, da? Bun. Da. Ți-a luat bătaie pe seara asta? Cred că ți-a ajuns. Hai, dă-i să-l lăsăm la acasă pe el. Bibi? Ce-i pistolul ăla? Da? What? Ups! Nu? No? Când uite, așa era. Așa era. Da, da. Așa era. Așa era. Te mai scoți să se înnăușene pe geam. Vă jur. Nu ți l-am dat eu, nu. Ei, cine e ăsta? Nu știu. Fii atent că conduc eu, e nasol. E nasol, gen. E ugen.
Dați acolo, guys. Păi să zic să dați pe butonul de like. Dați ceva acolo pe butonul de like. Fii mea că... Rupe și voi butonul ăla de like. Ok? O să dăm pe live să dai. Mă uiți. Trebuie să ne uităm de moderator, trebuie să reacționăm la fanfiction, nu trebuie să ne băgăm puțin, poate să mai trollăm puțin așa de final. Că știți că Petrov o facem super Caterinca după episod. Where is the house? Nu știu unde e casa stânga. Ce? Păi și pe el unde îl lăsăm? Stânga, pe aici? Stai mă, lăsăm. Unde e casa ta, mă? Băi, ai adormit, mă? Ma, unde e casa lui? Ia lasă-mă aici. Unde e casa lui Bibi? Luăm la noi în seara asta? E la munte casa. Hai să-l iau la minim. Îl lasă aici, că se descurcă el. E la munte casa lui. Out! Te descurci, ceau. Hai de pa. E la munte casa lui. Ei, ajunge cu autobuzul, trenul, ale. Crezi că mă duc eu până la munte acum, mă duc să dorm. Bă, dar eu nu știu unde e casa lui Fim. Dă-i înainte, tot înainte. Dă-i tot înainte. Îmi place că ne-am făcut din orașul celălalt, dar câinele ăla... Stop, 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 stop. Acum te la dragul de câine, nu? Da. Bă, bulangiule! Aia, regolan. Hai, dă-i stânga. Stânga. Stai, mă, că eu nu știu care e stânga, mă. Mi-ai făcut o măci, mă duc la service cu ea mâine. Trebuie să mă aduceți aminte că ești tot una data viitoare și să facem mai multe chestii. Avem multe de făcut data viitoare. O sun pe maica mea, împreună cu tataie, cu prietre, cu toți nebunii, ok? Și să vedem ce se va întâmpla data viitoare, că va fi mare nebunie. Mă bag la să dorm. Mă bag să dorm. Tataie! Mă lua tataie la KFC. Bă, am o veste, nu știu dacă e bună sau rea, dar pentru mine e bună, pentru tine e rea. O să-mi plătești reparația la mașină. Și tu. Tu îmi repari reparația. Și tu. Ce mă, ușa aia ai nebulat cap? Tot ce e la mașină stricat. Ce ușă, mă? Bă, tu repari tot, ai înțeles? Bun. Bă, ai auzit că știi, vezi, zic o glumă? Ia zi. Nu, tata, tata. Nu, a, băi, lasă gluma, plătești reparațiile mie. KFC. Care-i faza? Aoleu! Aoleu! Deci mâncați KFC fără noi. Nu, l-am uitat pe tata aia la KFC. Mă duc eu după ea, pa! Hai, mă bag să dorm, vă descurcați. Nu, băi, băi, nu te bagi nici, bă, stai un puțin. Zi. Deci îmi plătești sau nu? Da, bă, te sun eu, vorbim. Ăla din centru. Mă să dau și secundă lui Mateo, Teo, cum îl chema? Okay. Discutăm noi cu ăla data viitoare. Data viitoare trebuie să sun și pe... No, 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 cel, cel, cel. Eu mă dau mai departe. Discutăm, da, vede, vede, da, discutăm. Ușa. Da, nu, ușa, dacă n-am rupt-o, de ce să o plătesc eu, nu înțeleg. Din cauza ta mi-a luat Bibi mașina. E vina ei, ea să plătească și sau nu să plătească, ea să plătească la Teo. Mă să dau eu acum o dată să te bag la sun. Teo plătește, tu l-ai bătut, de ce nu i-ai luat banii? Bă. Vrei să dormi mai rapid? Data viitoare mergem mâine și cer banii lui, ok? Mergem mâine și cer tu bani, mâine mergem împreună și luăm și bani. Avem o grămadă de chestii de făcut mâine, ok? Așa că culcat, hai. Trebuie să mergem să sunăm și pe Petre și pe maica mea Miruna și pe... Să vă aducem și pe ei aici în oraș. Aoleo, anunțăm. Adică eu o să mă văd cu maica ta? O să fie circ. Asta e clar. Am o rugăminte, roagă să-și lase cuțitele acasă. O să discutăm. Nu cred că are cum să le ia, că merge cu avionul, dar poate deci le bagă la cală, nu știu de fapt. Hai. Dar poate nu le bagă, ce părere ai de asta? Nu știu, vedem, vedem, discutăm, discutăm. Da, în fine, Zumi, hai la somn. Hai, somnușor. Noapte bună. Noapte bună. Chat, o să iasă mare circ data viitoare. Împreună cu Miruna, ce mai probabil, poate, nu știu, vedem, nu garantez încă, vedem de care e treaba cu ei, dacă răspund la telefon, dacă nu răspund la telefon. Oh my god, guys, a fost mare circ. Sper că v-a plăcut, de episodul, guys, ia spuneți, s-a râs, s-a toate astea, a fost Caterinca, zic eu. Tataie, o să mă bată, trebuie să mă duceți amintești de tataie. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, dați acolo pe butonul de like, abonați-vă dacă sunteți noi, apăsați pe clopoțel și ne auzim data viitoare.